Astăzi vă voi prezenta noua mea mașină, oameni, pe care o avem chiar aici în spate. Este vorba de BMW seria 5 E60 535D, seria 5, motor 3000, diesel, biturbo și tot ce vreți voi. Dar înainte să începem clipul, aș aprecia enorm de mult dacă v-ați abonat canalului, pentru că la 200.000 o să dăm drumul la un giveaway pe Instagram. Vreau să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce vreți să dăm la giveaway. Instagramul meu l-aveți pe ecran chiar acum, unul robinet 1. Mamă, bă, dar mi-ntră soarele ăsta rău de tot în ochi. Neapărat apăsați butonul de like la clip dacă vă place ceea ce fac și hai să vă prezint mașina. Deci cam așa arată ea în exterior. Este pachetul lemn de fabrică. Astea sunt jantele. Acesta e spatele de care sunt efectiv îndrăgostit. Mă cheamă Cătălin. Glumesc. Avem aici frumos, bam, bam, 4 evacuări, că ne place simetria. În continuare așa arată din lateral, praguri M, jante M, avem și niște etrieri puternici pe față cu niște discuri, cu toate relele. Și așa arată din față, frumos, grilă dublă, bară față M, praguri M. Și nu știu, asta vezi de la exterior, mie îmi plac foarte mult semnalizările, pentru că cum vă uitați așa de la ea, ori e o bubniță, ori e un eyeliner de la o fată sau ceva, nu știu, mi se pare foarte frumoasă forma asta de la mașină. Puteam să-mi iau varianta și de 2000 diesel sau, mă rog, benzină, dar m-am gândit că dacă tot fac upgrade de la Passat, hai să nu mă duc într-un motor care e relativ la fel de puternic, să mă duc în ceva mai mare, 3000 diesel, 272 de cai. Mașina asta am luat-o mult mai mult pentru dotările pe care le are, pentru că în exterior vă dați seama că o să vină schimbări, o să vină un colant, o să vină faruri, o să vină stopuri, o să vină lipuri, o să vină toate relele. Mamă, de-abia aștept, aș vrea să o pun pe perne, sincer, că mă dau și jos din mașină, să las frumos, bam, mașina jos din telecomandă, se coboară așa pe burtă. Dar mai e până acolo, mai e până acolo. Și de ce vă zic eu că am luat mașina asta pentru dotări? Pentru că trapă. Da, am uitat să o spăl, e a doua zi, băieți, de când o am, dar nu știu, sunt efectiv îndrăgostit. Sunt îndrăgostit, mi-e foarte greu să-i găsesc defecte. Bine, unul din defecte e că are cheia asta urâtă, da, trecem peste, trecem cu vederea. La exterior mai avem folii, bam, unde e legal să punem, că nu vrem să avem probleme cu poliția. Hai să vă arăt și ce e sub capot, dacă tot suntem în afara mașinii. Uite, aici, sincer să vă zic, nu mă prea pricep, probabil voi vă pricepeți mai bine decât mine. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii ce părere aveți de motorul ăsta. Eu când am mers să cumpăr mașina, am specificat, te rog frumos, nu spăla motorul, nu porni mașina, las-o să vedem la rece. Mă rog, probabil ați văzut în clipul pe care l-am pus înainte când am mers să cumpăr mașina. Și cam așa se prezintă. Aici ci că e ghereu și are niște ulei acolo. Dar mă rog, în toată partea asta ce ține de mecanică, eu nu mă pricep, nu știu să vă zic nimic de aici. Doar că mie îmi place foarte mult cum are fiarele astea acolo, alea ar da foarte bine vopsite. Și astea de aici, hâț, hâț, și grilele astea duble. Nu mai zic nimic. Când intrăm la interior, op, așa, vedem direct asta. Volanul ăsta M, v-am zis, pachetul de fabrică, cel puțin așa mi-a zis cel de la care am cumpărat-o. Cel mai probabil o să schimb o grămadă de piese pe ea, probabil o să pun un lay aftermarket, probabil o să schimb bara. Mă rog, v-am zis, am foarte multe idei în cap cu mașina asta și credeți-mă că o să iasă ceva bombă. Ce mi-a plăcut foarte mult la mașină e că e automată, scaunele astea puternice de șeptar și fiți atenți că am încălzire, răcire și masaj în scaun. Cât de tare e asta, nu știu, vere, la drum lung când am fost să iau mașina, când m-am întors cu ea, masajul ăla a intrat cel mai bine de pe pământ. Oglinzi electrice, am uitat să vă spun că și scaunele sunt electrice, la șoferi și la pasager, trapa, bam, un vibe așa de G, trapa electrică, funcția asta îmi place rău de tot. Pentru că din câte puteți vedea acolo pe spate e o perdea. Butonul ăsta coboară perdeaua. Hai să vă și arăt. Dar înainte să vedeți perdeaua, ce îmi place foarte mult e că eu când pun contactul la mașină, fiți atenți, mai scârge un pic volanul. M-am îmbrățișat scaunul, s-a lăsat volanul jos. Cât de tare. Și fiți atenți, acum apăs pe butonul ăla și se închide perdeaua din spatele meu. Mie mi se pare foarte tare. Și mai am și pe geamurile alea din spate perdea, doar că am dat-o jos ca să intre puțin mai multă lumină în mașină, doar că perdeaua de acolo e manuală. Asta e la buton și asta e tare. Foarte multe comenzi pe volan. Asta e Call Baby, dacă știți. Mai tare, mai încet la muzică sau să răspund, nu știu ce face asta. Cred că ăsta e Call Baby. Avem partea asta de aici. Eu când am văzut mașina asta, mi-a zis un tovarăș: "Bă, ia-o, are bagheta full." Și întreb: "Ce e a bagheta? Ce e?" Și mi-a zis: "Uite, vere, câte dotări aici." Mamă, bă, ce cald e afară. Am transpirat. Și am zis: "Bine, o iau care bagheta full." Aici mai avem blocare de uși, de blocare, cred, sau cred că e doar de blocare, nu știu. Primul ăsta care e vopsit așa, plafonul care are ceva material foarte fin pe el. Nu e Alcantara, dar e ceva relativ asemănător, să zic. Seamănă, dar nu răsare. Ce să vă mai zic eu de mașină? Am cotieră. N-am avut în viața mea cotieră la mașină. Bam, și de asta, și fiți atenți că mai e aici una. Un bun loc de depozitare. Buzunare acolo, buzunar aici. Mai am buzunar și pe spatele scaunelor. Nu știu ce să vă mai arăt. Așa arată navigația, așa arată bordul. Alea nu sunt erori, nu am pornit eu mașina. Dar hai să-i dăm o cheie să vă arăt de ce îmi place foarte mult mașina asta. Doar ascultați. Bine, nu știu dacă s-a auzit foarte tare pe filmare, dar pentru că sunt singur o să-mi fie puțin mai greu de filmat asta, dar o să încerc. Fiți atenți cum se aude evacuarea. Eu iubesc asta la mașină. Fiți atenți, băieți, mă las aici un pic, nu vă speriați, că mă întorc la voi. E?
S-a auzit și ea bine? Și cred că a dat și puțin fum, dar unde-i fum e și putere, știți vorba aia. Nu știu, v-am zis, sunt foarte îndrăgostit de spatele mașinii astea. Nu știu, mi se pare că arată foarte agresiv și cu difuzorul și cu evacuările. Ăsta fiind negru, codița aia de rechin puternică, cum s-ar zice. Și hai să vă arăt cum e și în spate. O să intru aici, în spatele meu. Luminițe, perdele, mă rog, asta n-am mai tras-o, dar ceva de genul e și aici, acolo și acolo. Geamuri electrice, spațiu de depozitare, cotiera de aici, nu știu cum s-o scot. Mi se pare tare rău, fiți atenți. Ia uite-o. Ce nașpa e că în față nu are cup holder-e. Și nu înțeleg de ce n-ai cup holder-e în față. Ai doar aici în spate? Mă rog. Bă, și cam asta e în spate. Nu-i ceva foarte special. Dacă tot am început să vă arăt mașina, hai să vă arăt și cum merge. O să îmbun puțin camera aici, dar știu că o să cadă când o să accelerez. Așa că nu o să conduc foarte tare. Uite, cu mâna asta mă filmez și cu mâna asta conduc. Avem centura pusă și hai să-i dăm și noi puțin pe aici. Mi se pare foarte confortabilă mașina. Adică nu mi se pare că are suspensia nici prea rigidă, nici prea confortabilă, adică să iau o curbă și să mă prostorn cu ea. Înțelegeți ce zic? Nu-i barcă mașina. Ce-i drept mai scârție ea, pentru că anul de fabricație spune cuvântul. Da, hai să o dăm în sport. Acum am dat-o în sport și facem o accelerare repede să vedeți. Mă rog, din păcate voi nu o să simțiți ca mine, dar, doamne, știu, eu o să încerc. Se aude tare mașina. Ce-i drept, nu mă așteptam să plece așa tare, că e prima plecare în sport pe care o fac. Dar nu știu, mă, voi, eu sunt îndrăgostit, vere. Trecerea asta de la o mașină manuală la o mașină automată, la o mașină automată mai puternică și cu tracțiune spate, e demențială. Nu știu cum să o fac, să simțiți ce simt și eu acum. Ce-i drept, mașina asta consumă destul de mult. Adică acum am consum 12.9. Bine, dar m-am și dat la ea. Și efectiv am mașina de ieri și am condus 500 de kilometri. Adică m-am distrat ceva cu ea, pentru că mi-am plăcut. Mamă, domnule, dar ce bine ai parcat. Văd și eu dacă e. Direcția mi se pare un pic dubioasă, dar nu în sensul rău. Pentru că fiți atenți. O mașină normală, dacă nu mă știu, dai o dată, de două ori și încă un pic de volan. Bine, la asta e cursă scurtă. De ce? Habar nu am. Uite, hai să vă și arăt. Deci fiți atenți. Stânga, o cursă, da? Atât am mers să fac. Și hai să îndrept și eu volanul și să plec de aici de pe loc, că se uita un om la mine și mă simțeam puțin inconfortabil. Pe frână stă foarte bine mașina. Adică ați văzut și voi ce plăcuțe și ce discuri de frână are, pentru că mă gândesc că s-au gândit și ei că, bă, trebuie să oprești cumva mașina asta. Probabil ziceți, da, mă, dar seria 560, mașină urâtă. Nu știu, eu am luat-o că mi s-a părut drăguță și am văzut niște proiecte mișto pe net și dacă reușesc să duc mașina la, nu știu, 80% din ce am văzut pe internet, o să iasă o mașină bombă rău de tot. Vreau să-mi scrieți și părerea voastră în comentarii despre mașină, pentru că chiar mă interesează. V-am zis, probabil voi cei care vă uitați la mine cunoașteți puțin mai bine domeniul ăsta auto. Eu știu doar să apreciez o mașină dacă o văd și dacă e frumoasă și dacă îmi place cum o bag în scaun și dacă îmi place cum se aude și chestiile astea banale pe care toată lumea poate să le facă. Din punct de vedere mecanic, v-am spus, nu sunt as și nu mă pricep. Dar sunt deschis la absolut orice opinie, chit că e ea proastă, chit că e ea bună. Și iarăși ce mi se pare dubios, nu înțeleg ce-i becul ăsta aici. Adică, bă, bune, la ce se folosește becul ăla? Nu știu, nu s-a prins niciodată de când am mașina. Am nici cea mai vagă idee. Stai să nu ating nici mașina aia. Da, e un pic mai greu cu încadratul cu mașina asta. Mi-e frică să nu ating nimic momentan cu ea, că e, nu știu, vreau să mă mai bucur și eu, de aia nu vreau să o țin deja în servis. Jură-te că e 535. Jur. Hai să dăm motorul de bloc. Motor de 3000 cu două turbine? Da. Oricum, oameni buni, următoarele clipuri pe care o să le fac o să fie ce-mi place și ce nu-mi place la mașină. Așa că abonați-vă cu clopoțel dacă vreți să vedeți acele vloguri. Neapărat apăsați butonul de like, pentru că asta m-a ajutat pe mine extrem de mult. Nu uitați, dați un follow pe Instagram dacă vreți să fiți la curent ceea ce se întâmplă în viața mea. Oamenii de pe Instagram au văzut înaintea voastră mașina. Haha. Eu am fost Robinet și ne auzim data viitoare. Ciao!